clientul ia ceașca în mână și a băut și a făcut fața aia așa, s-a luminat toată. Mi se pare că interacțiunea asta e cel mai mișto lucru care există în cafea de specialitate. București și în copilărie iubea sportul, matematica și muzica rap. A terminat facultățile de energetică și marketing și a făcut o carieră de 20 de ani în IT. A descoperit cafeaua și în scurt timp a devenit un expert al cafelei de specialitate, fiind în 2019 campion național și vicecampion mondial la prăjit cafea. El este Bogdan Georgescu. Bogdan, suntem la o cafenea. Șoc! Și unde mai mergem în emisiunea asta? Filmăm puțin aici, unde mai mergem? Păi o să mergem la stadionul tineretului. Da. Ne-am făcut eu atletism când eram mic. Da. Și după aia la mine la prăjitorie. Îmi arăți cum prăjești cafea, da? Ți arăt cum prăjești cafea, da. Bine, facem un selfie și mergem. Bogdan, tu ești bucureștean 100%. Ai crescut într-un cartier care, din ce mi-ai povestit tu, semăna cu cartierele din BioG Mafia. Da. Dar era Crângaș. Da. Am crescut în Crângaș. Și Crângașii anilor copilăriei tale era un cartier viu. Era un cartier foarte mișto, da. Când erai tu mic, încă era comunism, nu? Eram foarte mic, n-am simțit. Comunismul s-a terminat când eram eu în clasa a treia. Părinții tăi aveau grijă ca tu să-ți faci temele sau ai fost un copil lăsat liber? Aveau grijă să-mi fac teme chiar excesivă. Premiant? Am fost premiant, da. Cred că primele 4 clase am luat premiul întâi. N-aș ști să zic cum s-a întâmplat chestia asta, că nu mi-aduc aminte dacă învățam sau nu. Probabil că mă ducea capul și cumva treceam, că nu erau nici foarte multe teme și lecții pe vremea aia. Și ce făceai când terminai școala, teme? Știu că ne jucam afară. La un moment dat un văr mi-a adus un calculator, doar tastatura, și îl conectai la televizor și cumva puneai niște jocuri de pe casetă, înregistrai jocurile în el și apoi te jucai și stăteai câte o față de aia, gen 30 de minute, după care dădeai eroare. Și mai făceai odată iar dădeai eroare și te enervai, adică nu puteai să stai să te joci. Nu exista nimic altceva de făcut decât mers afară. Asta era principala distracție pe vremea aia. A venit revoluția, școala a continuat în același loc. În clasa a 5-a m-am mutat la Nicolae Iorga. Așa. Care este undeva pe Ion Mihalache. Aproape de locul ăsta, aproape, pe da, stadionul tineretului. Suntem pe stadionul tineretului, aproape, da. Ne plimbăm puțin? Mi-arăți da. Câte ceva? Da. Hai să vedem. Noi nu prea intram pe centru, doar pe margine, pe tartan atletismul. Și era un tartan foarte nasol pe vremea aia. Și alergai tot terenul ăsta? Păi nu alergam tot terenul, doar la încălzire, că eu am făcut doar probe scurte, n-am avut rezistență. Eu eram doar pe partea asta de bucățele de 50 de metri, 100 de metri, garduri sau triplu salt, pentru că eu aveam mai multă explozie decât rezistență. Cred că în clasa 5 a venit un antrenor de aici să ne întrebe cine vrea să vină la atletism. Au zis o grămadă, toți vrem. Da, chiar mi s-a părut interesant, adică nu știam ce se face la atletism, mă gândeam că fugi sau... Na, el ne-a explicat și acolo. Și ție-ți plăcea să fugi? Mie îmi plăcea să fug, cred. Și am zis, ok, hai să vedem. Și am pisat pe ai mei până când a venit aici după amiază. Da. La 4-5 a venit aici. Și din toți care se anunțaseră, că erau mulți tare, cred că stânsese jumătate de școală acolo, era numai eu. Mi-a plăcut foarte mult, am făcut cred că 4 ani de zile. Și alergai, ce făceai? Făceai încălzirea care era cumplit de enervantă, cred că dura vreo oră. După aia oboseai, te apucai și că de antrenament, dar nu mai puteai aproape să faci nimic decât oboseală era. Fugi pe trepte. Așa, ia să te văd. Să fug pe trepte? Da. Așa, sau așa. Făceai sărituri din astea cu două picioare, acum nu cred că mai pot. Să nu te accidentezi. Nu mă accidentez, dar nu mai pot sigur. Ce făceai? Păi săreai pe treptea asta, sunt și cu blugii pe mine. Și trebuia să sare așa până sus. Și asta ca să te încălzești sau ca să fii pentru pedepsit? Pentru încălzire, da, nu, de ce să fii pedepsit? Eram foarte bun la triplu salt. Da. Și la 110 metri garduri. Și ai câștigat competiții? Ești pe locul 3, cred pe București, la 110 metri garduri. Bun, deci asta e groapa cu nisip, asta e da. Pragul de triplu salt. Deci de aici încep trei, da, pe faci pragul trei ăsta, pași. Pe pragul ăsta trebuie să calci și faci trei pași și te arunci în groapă. Pașii aia trebuie să fie foarte mari. Pașii? Da. Da, trebuie să sunt niște pași mari, da, într-adevăr. Că altfel n-ajungi până la groapă. Da, n-ajungi până la groapă, adică chiar e nasol să faci triplu salt și să n-ajungi la groapă. Ai mai făcut niște sporturi, le amintim? Am mai făcut basket, că m-am dus la liceu și acolo toată lumea, ăștia mai mari, erau cu basketuri. Și m-am dus la rapid și acolo am jucat basket la rapid 4 ani de zile. Erau ai mei nebuniți cu basket, toată ziua numai basket. De când ai mai venit pe stadion?
Sunt, cred că, 20 de ani. Era ceva anume ce îți plăcea la școală? Îți dai seama că nu cred. Ușor la ceva anume? Mi-a fost ușor tot timpul la matematică. M-am zis la olimpiadă. Înțelegeam bine, adică pe liceu eram cât de cât bun. Adică înțelegeam foarte bine. Da, erau și exercițiile destul de, să zic, simpluțe pentru nivelul ăsta. Și țin minte și acum, eram cu un prieten foarte bun, Alex Băloi, am fost la olimpiada, amândoi am trecut de faza pe școală, după aia am, nu mai știu ce fază, pe sector, habar n-am, că nu mai știu cum erau împărțite. Am trecut-o și pe aia și am ajuns la într-un moment în care ne-am dus amândoi, ne-am pus în bancă și când au venit exercițiile, mi s-a părut că e limba chineză. Deci n-am pus și nu puteam să mai înțeleg ce se întâmplă, de ce oare nu înțelegem nimic. Și m-am uitat la prietenul ăsta al meu, ne-am uitat unul la altul, a zis ok, hai să mergem. Apoi ele și-am plecat. Și s-a terminat cu matematica. N-ai mai avut curaj? Nu că n-am mai avut curaj, n-am mai avut chef. Cum ai ales să dai la facultate? Ce facultate ai ales? Eu am făcut energetică și am ales, îmi ziceau ai mei, să mă duc și să încerc și la AS, să dau la două, că dacă nu intru... N-aș putea să zic de ce mi s-a părut mie energetica asta așa sfântul graal al viitorului omenirii. Și am făcut degeaba, că n-am fost inginer niciodată. Eu n-am lucrat nicio zi pe post de inginer nicăieri. Am înțeles. Doar am început să lucrez în vânzări și am lucrat doar vânzări și marketing. Bun. Ulterior am făcut și marketing. Uh-huh. Facultate care mi-a folosit de 10 ori mai mult decât mi-a folosit ingineria vreodată. Și în ce an ai început să lucrezi? În anul întâi. Și am ajuns la ZAP. Și unde ce făceai? Puneam promoter. A fost două luni promoții, pur și simplu. Explicai oamenilor cum funcționează internetul. Și ai terminat facultatea de... Am terminat facultatea și m-am dus la marketing. Și te-ai dus la marketing imediat, l-ai înlănțuit, nu? M-am dus imediat, da. Și în toată perioada asta și munceai. Și am lucrat în continuu, da. Ai avut o perioadă în care ai făcut o carieră serioasă în... Să zicem în IT, doar că n-am fost IT-ist vreodată, tot în vânzări și marketing am lucrat. Da. Am fost account manager. Da. Cam multă vreme și am zis să-mi placă chestia asta. Ai lucrat foarte mult timp în IT, cam câți ani au fost? Cred că 20 de ani. 20 de ani? Practic aproape toată viața am lucrat în IT, am lucrat și puțin în telecom. Așa. Dar majoritatea timpului petrecut în alte firme a fost în IT. Cred că ai văzut toată lumea? Toată. Am văzut aproape, da. Aproape. Am foarte multe țări, am văzut cu ajutorul lor. Devine presant așa, în continuu să fii plecat. Hai, când ești singur acasă, merge, e mișto. Dar când începi să ai copii, parcă te stresează cumva. Câți copii situația. Ai? Am doi acum. Când ai terminat de lucrat în zona IT? În zona IT-ului? În iulie... 2020. Acum. Cum ai descoperit că iubești cafeaua atât de mult? Eu oricum iubeam cafeaua și beam cafea foarte multă. Și în America am ajuns într-un shop de specialitate, fără să vreau. Și acolo tamam bine că era campionul Americii, Charles Babinski. Și ne-am dat seama după ce am băut cafea că, de fapt, cafeaua trebuie să aibă totuși cu totul alt gust față de ce știam noi. Atunci mi-am pus un semn de întrebare, am zis că trebuie să fac ceva, nu mai pot să beau... toate prostiile pe care le beam înainte. Asta acum câți ani se întâmpla? 7-8 ani. Și am început să găsesc câteva prăjitorii locale. Salut! Salut! Suntem la tine. Da. Astăzi prăjești. Bine ați venit. Astăzi bine am prăjești, venit. Da. Aici e cafeneaua. Da. Salut! Ok, asta e prăjitoria. Cuptorul, acolo se răcește niște cafea. Asta e cuptorul, aici se răcește niște cafea. Da. Aici sunt cafelele voastre. Da. Și în spate așa? Aveți... Și în spate e camera de cafea verde. Și aici ai multe feluri de cafea. Eu am cam 10 origini și nici nu intenționez să expandez treaba asta, pentru că de obicei cafeaua de bună calitate e foarte greu de găsit. Toate sunt speciale? De unde vin? Columbia, Honduras, Costa Rica, Brazilia și din Africa, în principal. Și când ai început să prăjești cafea, efectiv? Am început să prăjesc cafea acasă. Am cumpărat un cuptor mic de 250 de grame, ceva de genul ăsta. E un borcan, tu apeși un buton și el începe să se încălzească, se prăjește cum se prăjește, n-ai control foarte mult și la un moment dat scoți afară din borcan și gata, prăjită. Și am băut o cafea, am zis că așa ceva nu se poate, era ceva cumplit, nu se putea bea. Știi, dar fiind făcută de mâna mea, ai băut-o. Mi se părea mie, da, că trebuie să fie bun, n-are cum să fie chiar așa de rea, poate mă înșel. Cu dragoste! Da. Până la urmă am renunțat la chestia aia, pentru că era clar, eu știam de toate, aparatul era prost, nu eu. Mm. Și am cumpărat alt aparat care era bun. Bineînțeles, cu aparatul bun, tot cafea proastă ești. Și de ce ești proastă? Păi că nu știam eu ce să-i fac și cum să-l manevrez. Cum ai început să înveți, păi, până la urmă? Da, m-am citit pe net, am început să experimentez. Eu n-am crezut că sunt așa de autodidact. Da? Dar acum trebuie să mă descurc, că n-am avut efectiv soluție ce să fac. Și a început să iasă cafeaua din ce în ce mai bine. Poți să-mi arăți puțin pe aici, în săculețe ăștia? Asta este, cafea. De exemplu, o cafea din Etiopia.
Și cam așa arată cafeaua în saci. Și are un miros de fruct, nu? Are un miros de, nu, de cereale mai mult. Se duce în, în zona fructată dacă este o cafea naturală sau cu procesarea anaerobă. Altfel, în principal, mirosul e destul de pregnant a cereale. Ce bei aici? E în pahar de vin, dar e cafea la filtru, pur și simplu. Arată foarte fancy. Arată fancy, da. N-are un gust deosebit pentru că e în pahar de vin, dar așa se servesc aici, în pahar de vin și mie îmi place foarte mult. Și ce cafea e? A ta? Este o cafea proaspătă de mine, da. Că suntem într-o cafenea unde suntem tu... într-o cafenea în care cumpăr cafea de la mine, exact. Perfect. Și e o cafea de, din... Este o cafea din Costa Rica, e o cafea nouă pe care am adus-o acum, cu o procesare anaerobă. Asta de ce este într-o folie de asta metal? Asta este, e o cafea mai scumpă asta, este o Costa Rica anaerobă. Bun, poți să văd? Da, nu arată foarte diferit față de... Și aici aduce în zona fructată cafeaua asta, pentru că fiind anaerobă se dezvoltă mai multe zaharuri și cumva aromele încep să o ia razna câteodată. Ce înseamnă anaerobă? Procesarea anaerobă este băgată în niște tancuri din care este scos aerul și ea fermentează mai multe ore fără aer, în felul ăsta evitându-se bacteriile aerobe. Și ea poate să fermenteze un timp mai lung. Uh-huh. Și atunci cumva sunt și mai scumpe cafele astea și mai căutate. Un om care nu înțelege cafeaua, dacă își cumpără cea mai ieftină cafea sau cea mai scumpă, s-ar putea să rezultat să fie oarecum la fel și atunci nu se justifică să plătești. De aia nici nu recomand unui începător să-și cumpere ceva foarte scump. Asta ce preț are? Kenny asta? Da. La cafea verde este cam 14 euro. De ce Kenny-le sunt foarte scumpe. După 90 de puncte este extrem de scumpe. Ce înseamnă asta? Ca să extrem de scumpe, discutăm de 100 de euro kilogramul. 400-500 de euro. Un kilogram pe care îl cumperi tu. Un kilogram pe care îl cumpăr eu. Și apoi trebuie să adaugi și tu. Și trebuie, să adaugi comercial. În momentul când prăiești cafeaua se pierde din ea masă, adică undeva la 15%. Deci la vânzare... poate ajungă la 200-300 de euro. Dacă e 100 de euro kilogramul, de exemplu. Nu avem sub 85 de puncte cafea, care este destul de mult, adică peste 85 și deja începe să fie cafea foarte bună. Și cred că am doar una, o Brazilia, cea mai ieftină, la 85 de puncte. Restul sunt peste 87. Și câte puncte are asta? Asta are 90 de puncte, cafea asta. La cafele peste 90 de puncte, din păcate e foarte greu să te atingi din cauza prețului. Tocmai astăzi s-a încheiat licitația Best of Panama. Da? Și prețul e un nou record mondial, $2,600 kilogramul. Nu cred! Da. Ai făcut și niște cursuri la un moment dat? Era tot în perioada aceasta sau deja începusești să prăjești la scară mai largă? Nu. Am început să prăjești la scară mai largă. Și e foarte important să ai oameni care vin la tine și îți arată pe mașinăria ta cum anume funcționează și ce să îmbunătățești. Și am avut mare noroc să-l cunosc pe Maxwell Colonna, care a fost la noi la prăjitorie și am făcut un training cu el. El având același cuptor. Adică cumva insight-ul a fost... chiar pe aceeași mașinărie. El e un nume în Anglia, din câte înțeleg. Da, el a fost campion național barista, a fost, cred că, vicecampion mondial barista și prăjește cafea. După care l-am cunoscut pe Nick Maybe, cel care este de la Assembly din UK, altă prăjitorie mare. După care am fost la un curs cu Scott Rao. Scott Rao e, să zic, considerat părintele prăjirii moderne. Tu ai participat la câteva competiții naționale și când ai câștigat premiul întâi în România, ai putut să participi la campionatul mondial. Da. Când, cum a fost partea asta cu competițiile? A fost anul trecut, în, foarte aproape, cred că în octombrie, dacă țin minte, a fost campionatul național și imediat la o săptămână a fost campionatul mondial, abia că n-am găsit bilete de avion pentru Taipei. Evenimentul ăsta e chestie super mișto și să te întâlnești cu oamenii. Oamenii cafelei sunt oameni foarte cool și super mișto, adică numai săptămâna aia stat acolo, cred că am învățat o grămadă, pentru că oamenii sunt foarte deschiși și îți spun uite, așa fac eu, uite de ce fac așa, așa mi se pare că e mai bine, așa mi se pare că e altfel. Eu am zis, ok, să mă clasez în primii 10. Ar fi fost pentru mine o realizare. Și? Când ai aflat că ai câștigat locul 2? Mi s-a părea că nu e corect ce spune, că vorbeau, ei nu vorbesc foarte bine engleză și România zic Lomania. Lomania? Da, Lomania. Când am auzit locul 2 Bogdan Georgescu, efectiv m-am blocat. Am văzut premiile. Acesta este campionatul mondial. Da. Aici este campionatul național de roasting. Înțeleg că pentru a câștiga, de fapt, nu e necesar doar să faci o cafea bună, ci trebuie să spui înainte ce vei face. Toate competițiile pe cafea sunt destul de tehnice. Jurații așa fac assessmentul cafelei. Au o fișă întreagă în care se trec parametrii. Și sunt acolo o grămadă de parametri pe care ei verifică. La ce temperatură bași cafeaua, la ce temperatură o scoți, ce culoare actron, umiditate, densitate. După care arbitrii zic așa, ok, am cafeaua C22, fișa C22, se uită, îi zice aciditate medie. Gustă cafeaua și constată dacă e sau nu aciditate medie. Și trebuie să meciuiască tot ce este în fișa respectivă cu ce constată ei despre o cafea. Din Europa Estică
Au fost practic aproape toți campionii de anul ăsta. Pe loc, serios? Da, pe locul 1 a fost un rus. Da. Pe locul 2 eu și pe locul 3 un polonez. Anul 2020, puțin compromis, da. Se mai ține campionatul mondial? Nu, s-a anulat tot. Nu, s-a anulat tot. Da. Și după ce ai câștigat acest campionat, înțeleg că s-a deschis o lume destul de largă pentru tine. Am șansa fiind campion, sunt mulți care te caută. Te caută ei, te pentru caută că ei ești în cafea verde și da, e un mare avantaj pentru că tot timpul primești cafea, să zic, destul de bună. Te caută pentru mai multe chestii, pentru consultanță, da. Odată, cumva e dovedit faptul că știi ce faci cu o prăjitorie și te caută pentru a cumpăra cafea de la tine. Ce înseamnă consultanță? Consultanță înseamnă să înveți pe cineva ce înseamnă producția efectivă, nu doar să prăjească, ci ce faci într-o prăjitorie? Cum? Ha, le spui de unde cumpără cafea, ce da, fac cu ea, unde... Practic fac consultanță și pe cafea verde și cum o prăjești și de ce o prăjești în felul ăla. Prăjești? Acum da, sunt în proces de prăjire. Din 1800 nu s-au schimbat foarte multe. Este tot un tambur în care se bagă cafea și ele încălzit pe dedesubt. Deci cumva tehnologia a rămas aceeași fizică. Ce s-a schimbat? S-a schimbat foarte mult modul prin care noi aflăm ce se întâmplă în cuptor. Calculatorul este legat la cuptor, cuptorul are niște achizitoare de date și există niște sonde de temperatură, una este aici, care măsoară temperatura babelor, una este în spate, care măsoară temperatura de ieșire. Am înțeles. Și tot ăsta înregistrează fiecare mișcare, după aia putem să analizăm, dacă ne uităm în profile, putem să le analizăm, aici este site-ul, versiunea de site, și ne uităm la prăjiri și vedem fiecare prăjire în parte. Ca să luăm procesul de la început, pe aici se bagă cafeaua verde. Când se ating niște parametri în computer, se dă drumul la cafea în cuptor, ea se învârte în cuptor, se prăjește, se ridică ușa de la cuptor, cafeaua vine în cuba de răcire și apoi se evacuează în gălețile astea metalice în care le depozitez până la împachetare. Există un profil prestabilit pe care îl urmăresc și de fiecare dată când prăjesc o cafea, o să o prăjesc la fel ca data trecută, ca clientul să primească același lucru de fiecare dată. Prăjesc cafeaua după cum știu eu cel mai bine. Și văd ce gustare. Și după aia, la următorul profil, încep să ajustez, să meargă curba cum vreau. Ce ți aduce prăjitul cafelei? De ce o faci? Unde vrei să ajungi cu asta? Nu cred și n-am considerat niciodată că e o chestie de bani. Da, vreau să și câștig bani și să trăiesc din lucrul ăsta. Dar mi se pare că feeling-ul ăla când un client ia ceașca în mână și a băut și a făcut fața aia așa, s-a luminat tot aia, e cumva... Pentru asta fac. Adică ăla e feeling-ul pe care îl aștept de la un client, să se bucure că a băut o cafea foarte bună. Decât să simt eu că financiar cumva stau foarte bine și să încasez cât mai mult. Deci cumva mi se pare că interacțiunea asta e cel mai mișto lucru care există în cafea de specialitate. Ce se întâmplă acum în cuptor? Acum tot crește temperatura. Crește. Asta e 967? Da, da, asta e temperatura boabelor și asta este temperatura aerului la ieșire. E un proces continuu de încălzire, nu are voie să scadă, nu are voie să stagneze temperatura. Înțeleg. Și atunci calculatorul mă ajută să văd exact ce se întâmplă în fiecare punct al prăjirii. Cât durează total? 8, 9, 10 minute, depinde de cafea, depinde de altitudine, depinde de umiditatea cafelei. Cafeaua se comportă altfel în cuptor, funcție de originea din care provine. Și trebuie să ajungă la 200 de grade? La cuptorul meu trebuie să ajungă la peste 207 grade. Cum îți alegi cafeaua pe care o prăjești? Și care e cafeaua ta preferată? Îmi plac cafelele care au caracter... aparte. E clar, caut să fie foarte dulce, cafeaua caut să fie aciditate peste medie, da. Și o prăjesc în stilul de a avea aciditate peste medie, dar în principal îmi plac cafele deosebite. Din păcate am constatat cafele deosebite vin și cu un preț, că asta e situația, dar prefer să plătesc mai mult pe cafea și să ofer un produs care mie mi se pare că e bun, nu înseamnă că e cel mai bun, dar mie, dacă mie mi se pare că e bun, atunci înseamnă că e bun și pentru mine e îndeajuns ca să îl dau clienților. Ce se întâmplă? Acum am deschis fanta și tot cafeaua prăjită, că o să vină următoarea. Trebuie să prăjesc toată cantitatea care se vede acolo. Câte kilograme sunt? Aproape 500 au fost. Și unde pleacă? În Arabia Saudită. Și o guști? O să bei sărite? Da. Iau sample din fiecare și o oprim. La noi și facem o procedură, se numește cupping. Macin cafeaua, da? Ieri, 12 grame de cafea. Le-ai măsurat, le-ai pus, da? Le-am măsurat, le-am pus aici. Asta e cafeaua măcinată și avem aici și o să punem 200 de grame de apă. Dau drumul la cronometru că trebuie să infuzăm 10 minute. Și trebuie să stea cât? 4 minute. Apoi se rupe crusta, se dă crusta la o parte. Da. Și se miroase aroma. După ce se miroase aroma, se și gustă, dar se gustă după încă 6 minute, la 10 minute, ca să rămânem totuși cu ceva pe limbă. Și acum dau crusta la o parte. Mirosind. Și
După aia se culege. Și acum o să mai așteptăm încă 6 minute. Are una de două tipuri de acizi. E malică și citrică. E destul de înaltă aciditatea. Asta e un prim profil al unei cafele. Nu pot zic că sunt foarte mulțumit, dar pot să zic că am înțeles ce trebuie să-i fac data viitoare. Ce trebuie să-i faci? Trebuie să o prăjesc un pic mai scurt și să o duc la o temperatură mai înaltă. Zona de ferment se simte destul de accentuat în ea. Fructe, zona asta de papaya, mango, vanilie, scorțișoară, turtă dulce. Wow. Și cam atâta. Acum, na, să și spunem, nu e chiar corect ce facem noi, pentru că e o cafea prăjită acum. Dar fiind foarte, foarte curios și fiind voi prezența, trebuie să facem capim. Și în cât timp ar trebui să mă normal? Trebuie să facem cel puțin la două zile. Fiecare prăjitor își pune amprenta asupra cafelei. Și la mine, toată cafeaua, dacă stai să bei multă cafea, te cam prind și am un stil anume, aciditate peste medie, dulceață multă, încerc să nu fac piroliz, adică să nu am gust de ars absolut deloc în cafea. Câte cafele bei pe zi? Nu beau foarte multă cafea, beau filtru. De ce prefer cafeaua la filtru? Pentru că mi se pare că gustul este mult mai clar și mai curat față de espresso. Espresso e o băutură care are tărie foarte mare, undeva la 10% se extrage din espresso. Încearcă, la filtru se extrage 1,3 aproape. Cofeina... Cofeina este funcție de cantitatea de cafea și da, funcție de timpul pe care apa îl petrece împreună cu cafeaua. La filtru, dacă durează 3 minute, da, se va extrage mai multă cofeină în filtru, decât în espresso, unde stă doar 30 de secunde, să zic. Și deși ai avea impresia că e fix... Da, impresia, pentru că tăria lui este dată de compușii care sunt 10% în espresso și doar 1% în filtru și de asta te păcălește cumva, având impresia că gustul ăla foarte intens are și multă cofeină. Nu, nu are multă cofeină, mai ales dacă e zona asta de ristretto, da, unde este cea mai intensă dintre cafele, de fapt are cea mai puțină cofeină. Îți place să prepar cafea pentru cei care vin în magazinul tău? Sau... Da, îmi place. Da? Da. Da? E un schimb uman, adică apuci să vorbești cu ei, apuci să trăiești... Apuci. Acum, din păcate, tot din cauza acestei pandemii, că numai la ea revenim, s-a pierdut foarte mult interacțiunea dintre barista și client. Mie îmi place foarte mult să stau cu oamenii de vorbă. Și să faci cafea bună să pentru ei. Să fac cafea, da. Deci am râșnit cafea, am nivelat-o cu un nivelator, ca să fie perfect dreaptă. Da. După care o tampez cu un tamper automat. Aaaa, ai făcut inimioare. Da. Bine, eu nu sunt chiar foarte priceput, colegul meu e cel care desenează. Da. Dar... Acesta este un cappuccino. Simți că ești fericit făcând ceea ce faci acum? Da, îmi place mult mai mult. Da? Că e, da, te trezești dimineața cu gândul că... Păi la muncă, pasă de înainte, la muncă. Diferență mare între atitudine. Și beau cafea bună. Da. Adevărul că îți dă o stare cafeaua, într-adevăr. Îți dă o stare instantă, îți dă o stare mai bună. Da, în momentul când bei dimineața o cafea bună, da, mă simți că merge bine ziua. Deci zilele tale încep toate bine, de fapt. Eu nu beau cafea să mă trezesc dimineața, beau cafea pentru că îmi place. Și îți faci singur cafeaua? Îmi fac singur cafeaua, da. Acasă? Ai acasă aparat? Îmi fac un weekend. Nu, eu fac filtru. Asta aș recomanda eu tuturor, dacă vor să bea o cafea bună, să-și achiziționeze niște echipamente super simple de făcut, fel de fel de imersii, cum ar fi presă franceză sau V60 sau, nu știu, Aeropress. Pentru că poți acasă să scoți o chestie similară cu shop-ul. Să-ți cumperi echipament de, nu știu, espresor de 20.000 de euro cu râșniță, asta e mai complicat acasă să faci lucrul ăsta și s-ar putea, din cauza lipsei de experiență, nici să nu-ți iasă ce trebuie. Cam atât pentru astăzi. Eu ador cafeaua, iar calitatea și pasiunea cu care Bogdan o prăjește duc la rezultate absolut delicioase. Sper că v-a plăcut și pe data viitoare. Vă pup!